40 bine m-am găsit la Propo, n-ai cu exerciții de matematică. Da, dragilor, dacă v-ați avea acum un film, să vedeți cum îți ochii umeziți de supărare, că era că pe ce să nu mai pot face lecția. Suntem obosiți, dar el a spus, dar cu mine ce faceți? Bă, vină în place ca să te faci. Ce vă zic în lumea cât nu vrei să te faci când plângi? Dar nu, e o frumusețe. Cum să spun, cât ai fi de obosit, cât ai fi, n-ai voie să nu respecti un astfel de copil. Te rog, poftim, ți-ai aranjat și niște problemuțe, te rog, spune. Prețul unui caiet este un sfert din prețul unei cărți, adică 3 lei. Pentru 4 caiete și o carte, fratele meu va plăti... Știi ce trebuie să fac eu aici? Trebuie să iau ușor? Ia mai iau încă o dată. Prețul unui caiet este un sfert din prețul unei cărți, adică caietul 3 lei. Caietul mai puțin, nu? Da. Deci prețul caietului, deci caietul, egal cu un sfert. Ce înseamnă un sfert? Adică 3 lei. 3 lei egal cu 3 lei. Caietul, da? Da. Caietul. Dacă el e un sfert, cartea cât l-ar să fie? 3 ori 3. Nu, 3 ori 4. Așa, mă! Carte, egal. Deci 3 lei reprezintă o pătrime din carte. Prețul cărții. Și atunci, cartea costă 3 ori 4 și egal cu 12 lei. Bun. Cât lei va plăti pe 4 caiete și o carte? Cât lei va plăti pe 4 caiete și pe o carte? Așa. Cât lei va plăti pe 4 caiete și o carte? 3 ori 4. 12, da? Cât lei va plăti pe cât ai zis? Pe 4 caiete. Deci, 4. Un caiet. Egal 3 lei. Atunci 4 caiete? 4 caiete egal cu cât? 12 lei. 4 ori 3 egal cu 12 lei. Iar o carte, una carte, costă cât? 12 lei. Nu, o carte, da, 12 lei. Acum, câte cărți? 12 și cu 12. El ia 4 caiete și o carte? Da. Așa. Atunci, total, da? Total, adică 4 caiete și o carte, egal cu? 24 lei. Foarte tare. Gândit-o foarte bine. Altă problemă, mai tu? Da. Te rog. S-a cântărit o lădiță plină cu cireșe. Avea 13 kg. Se vinde un sfert din cantitate de cireșe, apoi lădița se cântărește din nou. Are 10 kg. Află cât cântărește lădița goală. Deci, gata. S-a cântărit o lădiță plină cu cireșe. Avea 13 kg. La un loc. Da. Și lădița și cireșele. Se vinde un sfert din cantitatea de cireșe. Apoi lădița se cântărește din nou. Are 10 kg. Și ce întreabă? Cât cântărește? Află cât cântărește lădița în coală. Păi trebuie să facem planul să înțelegem problema. Tu ai înțeles-o? Da. Nu mai ajungi pe mine, chiar dacă eu sunt la aici, la tabă. 3 ori 4, 12 și 12 minus 10, 2. Și încă o dată, că iarăși am rămas urmă. Mai citești-o, că vezi, eu înțeles, mai, înțeleg mai greu. S-a cântărit o lădiță plină bun, cu cireș. Bun. Fac și eu lădița. Uite, lădița plină cu cireș. Plină cu cireș. 12 kg. Da? 12 kg. Bun. Ce suntem?
Se vinde? Se vinde și nu, 13 kg. 13 are? Da. Așa, bine, 13 kg. Se vinde un sfert din cantitatea de cireșe. Deci din cantitatea de cireșe aici, se vinde, ca și cum ar fi împărțită în patru, se vinde doar un sfert. Da? Un sfert. Uite așa. Și se cântărește din nou lădița, nu? Da. Și cât are lădița acum? Lădița acum are 10 kg. Deci, am să mă test, fac din nou lădița, dar lădiții lipsești cele colțuri. Faceți un cerc fără... Așa, fac un cerc fără partea aceea. Da. Sau, uite, atât, e gol acolo. E bine așa? Ca și cum ar fi un dreptunghi, fără un cerc, tot da. O poveste. Tot așa. Și acum lădița are 10 kg. Adică golul ăsta care s-a vândut, cât este? 3 kg. Sigur că da. Deci e limpede, 3 kg sunt aici. De la 10 minus 13, 3 kg. Și acum câte cireșe sunt acolo? Cât au fost la cer, câte cireșe au fost? 13. Deci cu tot lădiță. Păi 12 kg. Deci, da? Deci, ce o să spun mai aici? 4 ori 3, cât 4? Egal cu 12. Egal cu 12 kg. Și lădița întreagă era la început de 13 kg. 13 minus 12. Minus 12. Egal cu 1 kg. 13 minus 12 egal cu 1 kg. Și acum? O ladă cu banane cântărește 42 de kilograme. Deci o ladă cu banane cântărește 42 de kilograme. Deci 42 kilograme lada cu banane. După ce se vinde o jumătate din cantitatea de banane, lada cântărește 22 de kilograme. Care este greutatea lăzii goale? Deci încă o dată? Eu am înțeles ceva. Eu n-am înțeles deloc, să știi. Am înțeles că jumătate. Vom scădea 42 minus 22 și ne va dădea câte banane? O ladă, o jumătate din banane. Deci, dragule, vreau să citești problema încă o dată, că eu sunt din nou într-o situație dificilă. Una cu banane cântărește 42 de kilograme. Deci, la cu banane, 42 de kilograme. Gata. După ce se vinde o jumătate din cantitate de banane... Deci, e plină cu banane, da? Da. 42 de kilograme. Se vinde jumătate. Deci, după ce se vinde jumătate, adică eu nu mai desenez numai partea asta. Atât o desenez. Jumătatea asta e goală aici, da? Da. După să vedem jumătate, lata cât cântărește? Lata cântărește 22 de kg. 22 de kg. Putem să aflăm jumătate. 42 minus 22 va da 20. Deci, atenție. S-a vândut jumătate din banane, iar la început era plin așa. 20. Și se cântărește din nou lada. Domn profesor, 20 jumătate din banane. Și puteam să aflăm câte banane erau în total. 20. 20, mă, da, mă! Tu ai dreptate, mă, 42. Da, mă, da, 42 minus 22 și egal cu 20. Deci golul ăsta e de 20 kg. Da? Și atunci cât are lada? Lada are 40, plină cu banane. Deci lada goală. Lada goală are 2 kg. Așa e, mă. 20 asta fac 40. Deci banane. Banane. Egal 2 ori 20. Și egal cu 40 kg.
Iar în final, lada goală înseamnă așa, 42 minus 40, egal cu 2 kg. Una. Te rog. Aceasta este ultima. De la o microfermă de vaci s-au obținut 200 de litri de lapte. Așa. Deci la o microfermă de vaci s-au obținut de... La o microfermă de vaci s-au obținut 200 de litri de lapte. Așa. 200 de litri. Litri de apă. De lapte. De lapte. Da. A 10-a parte se vinde 80 de litri. Cum? A doua parte, nu, a 10-a parte se vinde 80 de litri. Nu, nu înțeleg nimic. A doua, a doua. A 10-a parte se vinde 80 de litri. Nu cred. Nici. A 10-a parte se vinde 80 de litri. A 10-a parte din cine? Păi, litri sunt mic. Mai citești o dată, mai citești o dată. Îmbuteliți, îmbuteliți. Îmbuteliați? Da. Ia, mai citești odată, mai clar. De la început? Da. De la o microfermă de vaci s-au obținut 200 de litri de lapte. Stop. S-au mulți 200 de litri la. Bun. A 10-a parte se vinde 80 de litri. Sunt îmbuteliați pentru păstrate din jumătatea cantității rămase. Se face brânză, iar din rest se pregătește iaurt care se vinde în găletușă de un litru. De câte găletușe are nevoie? 200 de găletușe. Nu, stai, doar luăm ușor, că dacă nu ține, dacă nu am înțeles. 200 de litri. Nu, hai, iarăși amestecat, ia-o din nou. De la... O microfermă de vaci s-a obținut 200 de litri de lapte. Da. Deci la microfermă s-a obținut 200 de litri. A 10-a parte se vinde 80 de litri. Aici nu înțeleg. A 10-a parte. Ce se vede? Citim amândoi. Păi așa scrie. A 10-a parte se vinde, virgulă. Păi da, păi pune virgulă, băi. Virgulă. A 10-a parte se vinde, virgulă, 80 de litri sunt îmbuteliați. Deci e o poveste. Așa dacă citești fără virgulă, la. Nimic n-am înțeles. Deci fii atent ce tare e problema. Băi, vezi cât e important să citești cu atenție problema? Deci se duce așa. 200 de litri. A 10-a parte se vinde. Cât înseamnă a 10-a parte din 20? Din 200. Adică 4. Adică 200 împărțit la 10. 200 împărțit la 10. 20. 20, sigur, că trebuie un 0. 20. 20 de litri, nu spune. A 10-a parte se vinde, adică întreabă, știi tu când înseamnă a 10-a parte? Adică 20 de litri se vinde. 80 de litri sunt îmbuteliați. Adică după ce s-au vândut cei 20 de litri, 80 sunt îmbuteliați. Da. Adică 180. O rămas 180, 80 sunt îmbuteliați și o mai rămas 100. Așa. Din jumătatea rămasă, din 100 aceea rămasă, da. Se face brânză. Un litru. Într-o ladă e un litru. Stai o secundă. Din jumătatea rămasă, din cei 100 de litri care au rămas, după ce o dat 20, da. O dat și cu cei 80. O urmă 100. 100 și e jumătate, se face brânză. Păi. Adică cât? Din 50. Da, se face brânză. Nu, din 100 se face brânză. Din 100 se face brânză, adică din 50, practic. Din 50. Iar din rest, adică din cei ceilalți 50, 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
se pregătește iaurt. Adică cei 50 de litri se transformă în iaurt. Și se pun în găletușe de un litru. 50 de litri. 50 de litri, mă. Dar așa puteam să citim 3 zile din problema asta. Ce ai înțeles tu aici, din toată discuția noastră? Că citim rar, atent, la, până când înțelegem bine problema. Nu ne apucăm. Dacă, uite, a 10 parte se vinde 80 de litri, sunt îmbotăleați pentru păstrare din jumătatea, ca trebuie să rămâne, se face brânză de res, se face prea urtel, se vinde un... Nimic nu înțelege. Vezi cât de important este să rup problema în subprobleme, să înțelegi fiecare conținut, fiecare frază, fiecare... Da? Până la virgulă. De aceea, așa asta a fost o monstră. O monstră. De ce? De ce înseamnă problema? De ce înseamnă înțelegea unui probleme? Bun. Cred că ne oprim aici. Și să spunem prietenilor noștri că eu m-am bucurat foarte tare că tu ai avut așa hotărârea de a spune vreau să fac și eu problemuță. Da? Da. 4 chiar. Chiar 4. La revedere. La revedere. La revedere. Să vă abonați la Prof Online. La revedere.